fantome, schelete, vrăjitoare, lilieci, morți ambulanți, vârcolaci, animale sălbatice, vampiri și multe alte personaje care dau fiori oricui le privește au fost prezente în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Mușcel de Halloween. Halloween este sărbătorit în fiecare an pe data de 31 octombrie. Civilizațiile vechi considerau că în această noapte sufletele celor morți se întorc pentru cei vii. Pentru a le aluna, oamenii au ales să se îmbrace în costume înfiorătoare și să-și costumeze casa cât mai înspăimântător posibil. Așa cum ne-au obișnuit organizatorii, în fiecare an au loc aici mai multe concursuri, Miss și Mister, vânătoare de comori, cine mănâncă cel mai repede un măr și cel mai reușit dovleac sculptat. Juriul a fost format din cadre didactice și elevi din cadrul școlii. La această ediție au participat și copiii de la clasele primare. Prima competiție, cea de Miss și Mister, a avut mai multe probe, printre care și una artistică. Cei mai mulți au ales să cânte, în jurul lor dansând și cei prezenți. Balul de Halloween care se ține de fiecare dată, în fiecare an la noi, deoarece este o tradiție și o bucurie pentru noi să facem acest eveniment. Organizatorii au fost Consiliul Elevilor cu ajutorul domnilor profesori și al doamnei director. Vor fi probe și pentru copiii de primară, deoarece anul acesta au fost invitați copii de la clasele a treia și a patra. Vor fi activități și pentru cei de gimnaziu și pentru cei de primară, acestea fiind Miss și Mister, vânătoare de comori, cine mănâncă cel mai repede un măr și tot așa o tradiție de la noi din școală, cel mai frumos dovleac sculptat. Ca o noutate, în acest an s-a organizat și un mic târg cu diverse produse alimentare. Participanții la sărbătoare le-au putut cumpăra la prețuri modice, banii strânși fiind folosiți la achiziționarea de materiale pentru școală. Ne-am gândit că am putea să facem o activitate nouă, aceea fiind standul de prăjituri, unde vom vinde părinților și elevilor tot ce avem noi expus, adică gem, zacuscă, fructe, legume și prăjituri, pentru a aduna bani în folosul școlii. Îi vom folosi pentru cumpărarea mai multor mese interactive pentru clasele primare. Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică și a fost preluată de multe popoare din lumea occidentală. În secolul al XIX-lea a ajuns în Statele Unite, tradiția fiind răspândită de imigranții irlandezi. În ultimii ani a început să câștige notorietate și în România. Sărbătoarea de Halloween datează din anul 1556.